Am aflat și eu cât a costat băutura asta. 40 de lei. Bună, dragilor, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Clipul de astăzi este ușor spontan pentru că am fost plecați toată ziua, s-a deschis AFI în Arad și am fost noi curioși ce este pe acolo. Nu prea e de mers, sincer, acum în prima săptămână, ca să zic așa, pentru că e maxim de nebunie, însă fiind o zi ceva mai relaxată pentru noi, am zis, hai să profităm de ea, să ne ducem acum cât suntem mai odihniți. Și am intrat și în Miniso și prima fază, am văzut aceste coșulețe ultra drăguțe cu pisici, așa că am zis să luăm un coșuleț din asta pentru că noi evident suntem fani pisici, dar nu l-am luat gol, ci l-am umplut cu dulciuri. Practic am aici un coș plin de dulciuri japoneze pe care urmează să le gustăm împreună. E un clip ceva mai atipic, însă dacă vă plac dulciurile, ceea ce ar fi culmea să ziceți că nu, pentru că tuturor ne plac dulciurile, atunci rămâneți aici ca să aflați părerile mele legate de minunățile astea japoneze. La ceea ce înseamnă prețuri, accesorii, coșulețe, jucării, mărunțișuri, obiectele au fost relativ ok dacă ne ajungi la zona de dulciuri, snack-uri și chestii din astea de mâncat. Prețurile sunt foarte ridicate, umflate, nu știu cum să le zic. Am dat o grămadă de bani pe dulciurile astea, dar am zis, odată în viață le gustăm, așa că hai să vedem. O să intru aleatoriu printre ele, pentru că în mare parte nici nu știu sigur ce sunt. Uite, spre exemplu, știu astea. Jelly straws. Sunt un fel de geleu. Uite, aici are în colț pe unde să deschizi. Și așa este un geleu din asta. Avem tot așa de undeva de unde să-l deschidem sau deschidem cum apucăm. Ok. O parte s-a dus la mine în mână. Ok, deci trebuie să ai grijă cum deschizi chestia asta, că nu se deschide chiar atât de ușor. Ce am avut eu aici a fost cu afine după gust. Ăsta e roz. Sweet mellow. S-ar putea să fie cu căpșuni. Dar arată aici cum ar putea să desfaci mai frumos. A, nu. Numai scrie doar tear off. Gen, te chinui așa să o desfaci și să nu dai pe tine. Sunt chiar ok jeleurile astea. Și în interiorul unei astfel de punți se află 15 bucăți. Sunt un geleu ceva mai moale, adică nu e ca geleurile ale ursuleți pe care trebuie să le mănânci. Astea sunt ceva de genul, tragi de ele și e ca și cum ai avea un fel de suc puțin mai închegat. Nu știu cum să descriu sigur, dar sunt foarte aromate, sunt gustoase. Sincer, nu mă așteptam să-mi placă, dar chiar sunt faine. Scrie pe spate best served chilled, adică sunt faine gen să le pui la frigider și să te răcorești cumva cu ele. Da, interesante. Încerc să nu stau foarte mult timp pe fiecare chestie și trecem mai departe. Am aici o pungă de mochi. Ca idee, avem multe mochi de testat astăzi pentru că mai am și altele în coșuleț. Iar aici am cu lămâie, cu aromă de lămâie. Tot așa se deschide punga frumos. Ai aici un colț de unde poți să deschizi. Și sunt împachetate individual. Okay, hai să vedem care e treaba cu mochiurile astea. Sunt mega pufoase. Sunt niște chestii, zici că e un fel de aluat, plastelină, nu știu. Nu e chiar geleu. E foarte interesant. E ca un fel de geleu. Foarte interesantă textura. Hai că rămânem tot la mochi atunci, cam aici și cu banane, însă astea sunt la cutie. Nu știu dacă e vreo diferență neapărat că sunt la cutie sau că s-a îmbalat individual într-o pungă din aia. Sunt câte două pliculețe din astea așa, cu câte patru mochi în interior. Aici avem mochi cu banane. Aceeași textură moale, sunt îmbrăcate în zahăr pudră, probabil ca să nu fie lipicioase. Și au așa ca un fel de umplutură în interior, dar ele deja sunt super moi, dar cred că se vede și pe filmare umplutura aia. Astea cu banane, zici că sunt o combinație de geleu cu ciocolată din aia cu banane. Și asta e faină. Ok, deci mai am mochi cu
cacao, în același gen de cutie ca și cele cu banane sunt. Deci bănuiesc că merg pe același sistem, exact. Tot așa câte 4 bucăți învelite în zahăr pudră, pufoase. Zici că e un fel de rahat turcesc, dar mai moale cumva și cu umplutură. Deci astea cu ciocolată. Zici că mănânci cumva budincă. Zici că poți să iei budincă așa sau o mănânci așa. Foarte bune. Mai iau una din astea cu ciocolată. Foarte faine astea. Și cred că astea sunt ultimele tipuri de mochi pe care le avem, care sunt cu fructe. Mochi cu fructe aici. Cutia asta, vedeți că este ceva mai mare decât cealaltă. Deci ori mochiurile din interior sunt mai mari, ori sunt mai multe. Fac zahăr pudră pe mine. Ok. Deci avem de-a face cu niște mochiuri mai mari. Deci mochiurile astea cu fructe sunt în formă de floricică, sunt ceva mai mari. Vin și cu o tăviță din asta așa de hârtie. Parcă mi-au plăcut mai mult celelalte. Și varianta cu banane, și varianta cu ciocolată, și prima variantă cu lămâie. Parcă a fost mai faină. Poate pur și simplu contează și ordinea în care le iei, că eu am luat asta cu fructe fix după cea cu ciocolată și poate impactul pentru papilele mele gustative a fost altul. Dar textura este la fel. Am aici o pungă de dorayaki. Nu știu sigur ce vrea să fie. Arată ca un fel de chestie umplută cu ciocolată. Vine așa într-un set de 3 bucăți sau înăuntru sunt mai multe, nu știu. E ca un fel de prăjiturică. Ok, deci avem un 3 prăjiturele din astea. Ok, o chestie enervantă e faptul că ai chestii din astea ca și în cutiile de pantofi. Pentru moli sau nu știu pentru ce. Dar asta a fost fix pe prăjiturică pusă. Foarte ciudat. Ok, am vrut să trag de prăjiturică și deja s-a rupt. Zici că e un fel de chec turtit. Și gustul este de chec. Aici se vede și umplutura de ciocolată. Asta practic este un chec cu ciocolată, cumva făcut un fel de chec sandwich sau ca un fel de clătite, dar aluatul este cumva de chec. După atâtea dulciuri, parcă aș bea ceva și am aici Prime Hydration Drink. Ok, naturally flavored, de gen cu arome naturale. N-am nici cea mai mică idee. 10% apă de cocos. Ok, nu știu ce e chestia asta. Așa că hai să vedem. Deci e plin până în vârf, așa că aveți grijă dacă... Se simte cocosul. Nu e acidulată. Din ce văd pe spate, are vitamina A, vitamina E, B6 și B12. Are și ceva potasiu și fier. Și cam atât. Zahăr are doar 2 grame, ceea ce nu ai stres că e relativ puțin. A zice că are și electroliți. Nu este acidulat. Are o aromă plăcută. E ca genul ăla de apă cu vitamine pe care ți-o iei de la noi. Iată doar că aroma ăstuia... Te duce mai mult cu gândul la un suc decât la o apă. Am aflat și eu cât a costat băutura asta. 40 de lei. E bine, nu m-am simțit ca și cum am băut o băutură de lux. E gustoasă, dar nu m-am simțit ca și cum am băut o băutură de lux. Și am mai luat o chestie, cococi blueberry juice. Un fel de ceai, un fel de suc de afine. Asta e bubble tea. Deci are înăuntru, nici nu știu dacă se vede aici pe fund, dar are pătrățele din alea, mă rog. Știți că la variante de bubble tea găsiți și din alea cerculețe, dar și găsiți gen bucăți de jeleu din la pătrățele cumva. Are un gust ușor artificial, adică nu e chiar ca și când bei un bubble tea din ala proaspăt făcut. Da, e totuși o experiență interesantă, mai ales că nici nu mă așteptam, sincer. Deci da, acum că am și băut puțin, putem să trecem mai departe la degustat dulciuri. Ca norocul că nici nu mai avem chiar atât de multe. Am aici o chestie care nici măcar nu scrie ce e. Cred că tot așa o nație de prăjiturică sau nu?
Ok, aici avem bucățele. Bucățele de ciocolățele. Ia uitați, așa sunt. Oricum și, și pe pachet văd că arată aici o ciocolățică. Nu se uită așa foarte spooky la noi. Ok, hai să vedem. Este o ciocolățică relativ destul de uscată. În momentul în care muști de ea, se sfarmă. Vorbind de ciocolată, avem și Pocky. Este teoretic un Styx îmbrăcat în ciocolată și cumva reușești să înțelegi la sine cam ce e vorba. Să și vede de pe ambalaj și se înțelege din start. Din Asia, ce-i drept, mai găsești și la noi. Și evident că astea sunt ok. Adică, nu să zic, nu poți să zici că e ceva nou când mănânci Pocky, pentru că regăsești forma asta de dulciuri și în alte zone, nu doar în Japonia. Și am ajuns la ultima chestiuță, care este un fel de pâinică. Hai să o desfac să o vedeți mai bine. Iară cu din asta de papuci. Măi, fra, nu-mi place așa. Deci avem o pâinică care, îți zic, are miros de cozonac. Arată foarte bine, e așa pufoasă și am văzut că era în mai multe arome. Ce aromă am eu aici? Maple flavor. Ok. Hai să mușc din ea. Ăsta e cozonac toată ziua. Exact pâinea aia de cozonac. Cozonac japonez, dragă. Ok, am mâncat din toate și cred că vă dați seama că după ce închei video-ul, mă pun și continui să mănânc. Cel puțin unele dintre ele care mi s-au părut ceva mai interesante. Mi-au plăcut jeleurile alea de la început, împachetate individual, erau un fel de jeleu, suc cumva. Mi-au plăcut mochiurile cu ciocolată maxim. Eu sunt o persoană expresivă, dar nu pot să zic că exagerez cu expresiile sau nu mă vedeți așa, mamă, ce bun, ce nu știu, miau, nu știu ce. Nu e felul meu, adică mă pot bucura de o aromă și fără să mă exteriorizez în felul ăsta. Singura exteriorizare pe care probabil ați și văzut-o a fost când am gustat mochiul cu ciocolată, pe care probabil o să-l și recumpăr în viitor. Cred că o să fie, când o să-mi iau așa mochi cu ciocolată, probabil o să fie așa ziua aia de răsfăț în care vreau să-mi cumpăr ceva să mă răsfăț. Nu știu sigur cât am dat pe mochi cu ciocolată, dar ca idee, nu e ca și cum o să mănânc dulciuri japoneze în fiecare săptămână. Așa că atunci când o să-mi iau mochi cu ciocolată, pentru că ăla mi-a plăcut într-un mod deosebit. Restul, ați văzut, pâinica aia e cozonac 100%, mai avem acele checuri turtite umplute cu ciocolată, care nu pot să zic că au fost ceva extraordinar. Da, e ok ca și gust, sunt bune, însă nu e ceva care să-ți atragă atenția într-un mod extraordinar. Dar da, zona de mochi e o experiență faină, pe care cu siguranță o să vrei să o repeți. Și da, nu știu dacă am mai ratat ceva. În principiu am avut foarte multe mochi de degustat. Și asta a fost pentru clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și ne auzim data viitoare. Pa, pa!